Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la sinaxarul zilei de 30 mai. Astăzi facem pomenirea Sfântului Cuvios Isachie, Mărturisitorul, Sfântului Mucenic Natalie, Sfântului Cuvios Varla Am, Sfintei Macrina, cea bătrână, și Sfântului Vasilie, Sfinților Mucenici Romanu și Teletie și Sfântului Mucenic Evplu. Evplu. Chiar așa. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei, le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și prosperitate lor și familiilor lor. Iar pe voi pe toți vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța, spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Îmi cer scuze celor pe care îi deranjez cu postările mele din ultima perioadă, dar acest proiect va dura fix un an de zile, de pe 20 februarie până pe 20 februarie anul următor și mă rog la bunul Dumnezeu, bunuțu, așa cum îl denumesc eu, să mă ajute să nu întrerup nici o zi. Îmi doresc acest proiect să-l duc la bun sfârșit, ca mulțumire, ca recunoștință, ca binecuvântare pe care am primit-o eu de la bunul Dumnezeu. Am prea multe haruri, prea multe daruri. Viața mea, chiar dacă a avut și momente triste, a fost o viață frumoasă, plină de bucurii, plină de realizări și mai ales de multe haruri și daruri care mi-au fost date, de care eu mă folosesc în fiecare zi, să mă bucur eu și să-i bucur și pe semenii mei. Și de aceea, încă o dată îmi cer iertare celor pe care îi deranjez cu aceste postări, dar îi rog să mai intre când și când, că cine știe, poate mai înregistrez și alte lucruri. Deocamdată, acest proiect este primordial. Acestea fiind spuse, îmi mărturisesc cu drag. Doamne ajută să ne revedem cu bine!